Miercuri 10 iulie 2019 mă aflu în orașul Drămănești din județul Bacău, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru maratonul Columbofil de la Malta, organizat și în anul 2019 de către UCPR. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu președintele clubului Voiajor Mâinești. Este vorba despre domnul Patali Vasile, pe care îl salut, o mai veche cunoștință de-a noastră. Știu că ne-am văzut și am trecut în noiembrie, parcă ați avut expoziția zonală aici, pe Moldova, nu? Frumos, mi-a plăcut și am remarcat organizarea deosebită, băieții ok aici, columbofili serioși și pasionați, în special de fum maraton, sunt înnebuniți, nu? Așa este. Și tu, Vasile, ești la fel, nu? Tot așa înnebunit de maraton, nu? Și eu, toate. Maratonul e mai puțin, adică îmi plac, încă nu sunt pregătit eu 100% pentru maraton, dar noi, în schimb, fondurile, la 800, 900 merge. Sunt arătele. Cât aveți acum până la Malta? Ce distanță la aveți de aici? La Malta am 1150. Ai deja 1150, nu? Da. Oh, ai. Deci așa au fost și anii trecuți. Și ai băgat astăzi? Ai participat cu porumbei? Astăzi am participat, am băgat 11 porumbei. Băi, 11 bucăți. Ai băgat, nu te-ai jucat. Da, am băgat și tineret, am băgat și maturi. Am porumbei care m-au zburat în Malta. A câta ediție? De câte ori ai mai zburat? În câți ani ai mai zburat? Asta e a treia. A treia oară. Deci, practic, la palmares, da? 3 ani, frumos. Da, încercăm. Anul ăsta a fost cum a fost. Am înțeles că a fost un an dificil, este? E extraordinar dificil. Am ploi și vânturi și... Diferențe de mari de temperatură, masculini au intrat în formă. Dar foarte greu, mai ales la început eu am joc văduvii. Și în primele etape nu am reușit în nicio formă să-i pun la formă. Era frig, bate ploaia, pe nasol. Da. Da, și după aia a început vremea asta tot la fel. Capricioasă, uite și acum. Poate închis aici la voi da, și... Da, am avut săptămâna trecută, am fumat. Și tot la fel. Au venit primii porumbei, au venit cu viteză foarte mare, după aia, care au venit cu 1100 metri primul nou, n-au mai clasat. Da, ți-au fost pierderi mari? Am înțeles că cu 2 săptămâni sau 3 când ați avut Bialystokul, nu? Da. Și ai fost din nou delegat și o să mergi și acum, totul la Malta. Acum tot eu delegat, ca să vadă toată lumea, să vadă toată țara. Da, pentru că tu știu că ești un băiat care se pricepe și știe și îi place să mediatizeze mult. Exact. Și e normal să vadă lumea. Trebuie să vadă adevărul despre concursuri, să vadă cum se dă apă la porumbei, cum se dă mâncare la porumbei și cum avem grijă de porumbei ca să putem face ceva cu ei. Da. La Bialystok, acum ați avut pierderi mari? Au fost pierderi? Nu foarte mari. Nu foarte mari, nu? Pierderi normale, să zic așa, nu? Normal. La distanța aia. Da. Au fost porumbei intrați foarte bine. Da, a intrat bine, nu? Da. Ți-a intrat bine și ție? Nu. Eu la Bialystok n-am participat. N-ai băgat, nu? Nu, dar un coleg de la noi, de la club, Vasile Căruma, o luat locul meu. Bravo. Pe total lansare. Frumos. Câți au fost la Bialystok? Câți porumbei au participat? Au fost, nu? Da. Cred că și acum o să treacă de 2000, lejer. Acum, din ce am înțeles eu astăzi, din ce am văzut pe foi și pe asta, s-a ajunge undeva de la 2500-2600 de porumbei. Super, un numeric foarte bun pentru perioada asta anului. Noi, la clubul nostru, suntem noi micuți așa, dar ne descărcăm, avem undeva la 600 de porumbei. Da. Bun. Da, și cum ziceam, de Bialystok e loc bun pe total lansare. El vă salută, nu? Bravo. Îmi pui de la mine. De la tine, nu? Da. Mamă și tată de la tine, nu? Da. Să nu spui că e și inelul tot de la altă. Nu. Deci părinții sunt de la tine și și ea... Părinții și bunicii i-am făcut cadou. Și a scos în crescătoria dânsă, nu? Da, i-am făcut cuplu cu trebuia și i-am zis să zboare niciodată. Și a recunoscut colegul? A recunoscut, nu? Da. Am avut curaj. Dar nu mai sunt locuri de unul la noi. Ai văzut? Asta e o dovadă pentru tine că ai păsări de valoare. Și reproduse chiar și în alte crescătorii, sub alte pregătiri, sub alte mâini, da. Păsările scot rezultate bune. Păi din păsări bune, da. Frunții, da. De calitate. Asta am învățat de la Alexandru, de la Alex Popa, nu? Da, sunt din prieteni foarte bine. Da, știu, așa e dreptat. Dacă nu e calitate, degeaba, poți să le dai orice sau poți să încerci să faci orice. Dacă el nu-i să fii de calitate cum trebuie în lume. Da, așa e. Cu pui cum stai la momentul ăsta? Ai închis boxele de matcă sau nu? Nu, stau minișor, încă nu le-am închis. Nu le-ai închis, nu? Mai. Încă nu le-am închis. Am în jur de 40 de pui. Da, bine, că eu am matcă micuță. Nu... Asta e numericul pe care îl scoți în fiecare an, în jur de 40 de pui? Sau scoți mai mulți? Scot mai mulți, dar la noi, cum e zona cu răpitoarele, e urât. Și nu pierzi și de acasă pui până să ajungi să zbori pui?
Deci mai lași... E foarte frumos, dar de bulii și șoie mi dau în permanență. Da, eu vă... Mai ales puii care trebuie să ies afară când ești micuț, atunci îi zăbăcești. Da. Ia, da. Și câte 2-3 zile. Da? Da, de foarte tare. Într-adevăr, e o zonă împădurită, foarte împădurită aici la da, voi. Da, și eu stau sub un viziere de salcă, mă spare. E clar, da. E clar. Da, asta e. Cicarii rămân, cicarii nu rămân, n-ai ce le faci. Și din aia, și plus că am un tânăr, cel mai bun tânăr până în prezent acum la mine, am avut 6 frați. Ce au fost 6 frați. Din aceeași pereche? Din aceeași pereche. Și doar unul o scăpa de bune. Ai, lasă-mă. Da, unul. 5 ai pierdut de acasă? 5 am pierdut de acasă. Deci asta toamnă. Fantastic, 80%. Da. Și unul a rămas și ăla... Deci dacă are șansa să scape de șoim, da. Face rezultate. Dacă nu, e fantastic. Dacă nu, e foarte greu. Foarte. Indiferent de perioada anului, că știu că au și... Indiferent, dă și primăvară, și vară, și toamnă, dă-i continuu. Da, e greu. Știi cum e, la un moment dat e... Cum să zic? Nu mai reziști, da, zic, dacă an de an, tu scoți și vezi că dispare în fiecare zi de acasă, aproape că nu poți să faci față să scoți așa cum, da. Cât de mult îți ia el, nu? Așa este. Da. Acum ți-ai încărcat bateriile pentru, pentru Malta, ești odihnit bine? Pregătit, da. Ai un șofer bun, să știi, mașina arată... Nic, e super. Deci, știe traseul ca în palmă. Știi traseul, știi ce are de făcut, unul extraordinar, unul care... Da. Deci te poți baza cu el. Ai mai fost cu el? Am fost. Ai văzut, da? Înțeles. Da. Și super. Da, e bine și are și remorcă la mașină. Acum porumbei vor sta... Da, porumbei, da. Cât e 25 porumbei pe box vor fi marcați? Cred că da, 25. Deci chiar da, mai cu tot cu ce se adună de la da, remorți. Da. Deci cu totul 25 de porumbei. Deci porumbei o să fie super. O să fie unii buni. Așa e. Azi au primit, cred că, de vreo 3 ore apă până la ora asta, mâncare de vreo 2 ori, deci sunt, da. Sunt bine. Îi preiei în stare bună. Îi preiau în stare bună. Faci o lansare bună acolo, după sufletul tău. Îi lasez în stare bună, da. Și după aia să ne rugăm la Dumnezeu să nu ne întâmpine pe drum. Sperăm să fie vremea bună, da. Să ne ajute. Să fie un concurs, dacă e la fel de reușit ca Bialystokul, ar fi bine, nu? Ar fi bine. A fost un concurs bun, da. A fost greu, dar a fost bine. Acum? După asta câte mai aveți? Câte etape au mai rămas de după maraton? După asta, săptămâna viitoare avem Iana Vulbenski, în fond. Fond micuț, până în 6, ce am spus și eu. Și după aia, pe 4 august, avem Golda. Ultimul? Ultimul. La Golda, eu aici în zona, am 950. Oricum, distanță mare. Distanță mare, anul trecut am avut șansa de... Au venit porumbei. Am fost unul dintre fericiți care au venit porumbei în prima zi. Femeia aia care o avea în expoziție? Femeia care a fost în expoziție. Spune-ne câteva cuvinte despre ea. O ai? Da, o ai, nu? Da, femeia 077507 din 2016, care anul trecut a fost locul 1 pe Moldova. Da, Moldova a fost la Asfon. Și... la fond a fost locul 2. O mai zbori în continuare? Zbor. Riști și zbori? Risc. Riscăm. Teoretic am scos o agamatcă. Și am băgat-o la matcă. N-ai scos nimic din ea până acum? Am scos un băi. Am băgat-o la matcă. Și în primăvară ne-am dat drumul ăștia la afară, am început să-i antrenez și când am văzut că vremea, toate astea mă încurcau. Eu plus că zbor puțin porumbei. Anul ăsta am început cu 18 porumbei. Păi deci așa puțin? Da, puțin, nu. Păi așa sper reclamat, că nu. Da, ea acolo. Așa. Și am scos-o de la matcă. Aveam un puișoar. Am scos-o de la matcă și am zburat. Ce ai zis? Nu e locul tău încă? Nu e locul. Nu. Acum sperăm. Am pare încheiat în urmă la fond, bravo. Stă bine în punctire. Și o așteptăm. Mai sunt două etape, sper că... Mi-ai zis că o simți că începe să... O simt că începi și intri în formă. Intră în formă, da. Da. Păi ultima etapă acum a fost un fond, 650, venit pe locul 7, are undeva la până 10 puncte. Bun. Ai șansă. Are în urmă încheiată deja la fond și iar mai trebuie două. Vedem cum
Este rău. Ți ești norocos de felul tău sau nu? Poate fi, da, 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 da. La porumbe, în general, mai lăsăm norocul. Da. E vorba de pregătire, vorba de cu totul altceva. Așa e, exact. De motivație. Da, vezi dacă e în formă, dacă nu e în formă, vezi. O zbor la natural sau? Acum am trecut la natural. Ai trecut la natural, da. Nu? Și vrei să o prinzi pe poziție bună de cuib, nu? Da, păi în primele două etape a fost văduvă. O clasat două fonduri, dacă pot și mai multe. Și acum am împerecheat-o pe primul la natural. Pe ouă de 12 zile a venit foarte bine. Următoarea etapă o aștept pui mic. Da. Da. Și Goldap-ul acolo îi place, e la Goldap. Îi place la Goldap? Da, acolo i-a plăcut, da. Pe la un an de zile o zbura Goldap-ul. Ai văzut? 150 și-o pus locul 4, pe tu. Super. Da, tot la fel, au avut 6 puncte la un an de zile la Goldap, la mana ta. Și-o spună, băi... Tu dacă ai stat într-o zonă să nu fie așa văduvit de răpitoarele astea, să... Porumbei să își poată demonstra valoarea, înțeles? Să nu trebuiască să pierzi 3 sferturi din ei acasă, eu cred că ai face niște rezultate fantastice la nivel național. Așa este, am avut eu niște planuri la un moment dat, nu știu, vedem ce mi rezervă viitor. Da. E greu așa, e exact speranță, da, înțelegi? Da, exact chestia asta am vorbit-o cu Popa Alexandru. Cu Alexandru? Da, pentru că aia porumbei mei de la matcă, să 90%... La el, de exemplu, altceva, el nu stă într-o zonă atât de... Da, e zona deschisă, periculos, are... Da. Da, la mine și oaia nu vine printre copaci, acolo de lângă casă. Păi, dar da. Chiar în primăvară, nu în primăvară, că început să-mi zbura, să-mi duc etape, mi-a luat în fața mea, în față cuștii, mi-a luat o femeie din 2015. Tot la fel zburată. Și para zburată. Malta, toate, da. Un orbic, cu vas maraton, toate. E bine că ai puterea și nu renunți, fa să le înțelegi. A, nu ai ce să... Pasiunea e prea mare. Știu, îmi dau seama. Deci pasiunea... Dar și durerea în suflet când vezi că ți-a un asemenea zburător, cum a era și femeia asta de 2015. Da, zburată. N-am ce face. Ce ți-ai dorit la finalul 2019 să obții care și rezultate? Mai bine decât anul trecut? Să te ridici? Ți-ar plăcea? Da. Ar fi, nu? Da, ar fi super. Nu știu, da, eu speranță, dorință am multe. Acum vedem cum o fi următoarele două etape. E simplu mâni. Ultimele două etape. E simplu mâni, acum când mergi la Malta să ne trimiți materiale multe, da? Da, sigur. Să mediatizăm evenimentul cum trebuie. Exact. Și mult succes în continuare. Da, vă mulțumesc și... Ținem aproape. Sigur că da. Bine, vă țin la curent cu filmul. Îmi trimis și mie, să-i trimis și domnul Matache, să da. Mediatizăm fiecare pe partea sigur noastră da. Acolo. Deci la fiecare opriri, fiecare adăpare, fiecare... Deci mâncare, orice, eu filmez și tot te rog, e cel mai bine așa. Sigur că da. Vreau să vadă, să fii transparent, să vadă. Exact. Când porumbeii sunt adăpați, porumbeii sunt zhrăniți, porumbeii sunt în regulă. Da. Totul asta. Când Malta e Malta și nu e altceva, deci noi mergem la Malta. Am zis, Malta, păi acolo face Malta. Eu fără discuții, la altceva nu mai. Deci ca și în Bialystok, am zis, mergem la Bialystok, păi am făcut la Bialystok, a fost plus, a fost la Sucul ăla. Da, tot acolo. Așa e, bravo, vă felicit și îți doresc mult succes. Succes tuturor colegilor și să avem o etapă bună. Cu vreme bună, etapă bună și pierderi cât mai mici. Sigur că da, și porumbei în față. Toate cele bune, Vasile, mai bine. Bine.